Vreme extremă dă bătăi de cap europenilor. Meteorologii au emis alertă de caniculă în 24 de provincii spaniole. De câteva zile se înregistrează temperaturi de foc de peste 30 de grade, iar mâine se așteaptă 45 de grade Celsius în Cordoba și Sevilla. Profităm de temperaturile mai scăzute dimineața, lăsăm copiii să se joace, să se scalde, apoi după amiază mergem acasă. Așa supraviețuim în Madrid. Va fi din ce în ce mai cald cu fiecare an și va fi imposibil pentru noi să stăm afară. Fără îndoială că am ales momentul potrivit pentru a vizita Sevilla. Când stai prea mult la soare, poți face insolație. Situația este similară și în Portugalia, iar nopțile sunt de coșmar, deoarece termometrele nu coboară sub 20 de grade. Stăm cu ventilatorul pornit toată noaptea, dar asta ne așteaptă pentru că nu avem grijă de planeta noastră. Arșiță tropicală și în Maroc, unde termometrul indică peste 40 de grade. Orașul Fez este cunoscut pentru temperaturile ridicate. Majoritatea locuitorilor ies în grădini, în special în Janan Sabil. Termometrul indică între 40 și 42 de grade. Oamenii ies în parcuri în loc să meargă în cafenele. Iar în România, apele dezlănțuite au făcut prăpăd. Sute de case și gospodării au fost inundate. Multe sate au rămas izolate după intemperia care a distrus poduri și drumuri naționale. La Arad, un bărbat a murit după ce casa a fost luată de viitură. Iar după ce apele s-au retras puțin, sinistrații așteaptă ajutor de la guvern. Cred că până la gleznă a fost apa, dar eu nu mai pot să, acum s-o retras. No, e plină cu apă, iar cât a fost, e la loc. Dacă nu băgam camioneta în curte, o duceau la. Deodată a venit toate părurile, deodată au crescut. Ploile torențiale au provocat pagube și în nordul Bulgariei. Zeci de case au fost inundate, iar mai multe străzi au fost distruse după ce au căzut aproximativ 80 de litri pe metru pătrat de precipitații în numai jumătate de oră. A plouat cu găleata și în Germania. O furtună violentă s-a abătut asupra Berlinului. Străzile au fost inundate, iar unul dintre cele două mari cluburi de fotbal din capitala germană a fost nevoit să anuleze primul antrenament înaintea noului sezon.